Erau anii 93, nu, deci 92 inițial, când din curiozitate am început să... Deci am intrat în relații cu prietenul meu care era îndrăgostit de mine. Eu eram așa mai rezervată, dar din curiozitate am intrat în aceste relații. Și deci eram mai devreme, da, aveam 16 ani și peste 2 ani am început și relațiile sexuale și pentru că nu era niciun fel de educație sexuală pe atunci, imediat am și rămas însărcinată. Și pe timpurile cele era imposibil o fată să fie însărcinată, necăsătorită. Eram foarte verde, eram foarte imatură și... Nu aveam încă abilitățile să decid să merg contra majorității, să mă orientez pe ceea ce simt eu. Ce a mai lipsit? Ce ai internetul. Da, sigur, pentru că informația, de unde noi ne informăm acum? Din internet avem acces la orice tip de informație, putem afla orice dorim, doar printr-o culegere în Google sau oricare alt site de căutare, da, și putem găsi orice. Atunci erau foarte puține cărți despre sexualitate. Foarte televiziunea, evident că la fel. Nu, asta era tabu. Da, erau tabu, nu discutam nimic. Eu nu mă cunoșteam, eu nu știam nimic nici despre sex, nici despre sexualitate. Deci lipsă totală de informație și de aici lipsă totală de autocunoaștere. Regret de ceva din ce ți s-a întâmplat atunci? Nu regret, pentru că nu are rost, în primul rând. Ți-ai luat lecțiile și mergi înainte, știind, având experiența din trecut, în primul rând. Într-a doilea rând, am un fecior și a regreta de ceea ce s-a întâmplat înseamnă a nu prețui ceea ce ai acum. Da, și eu prețuiesc enorm feciorul meu și cred că orice probleme și frici trăite în trecut merită rezultatul care l-am acum. Are 24 de ani și eu nu vin cu lecții, nu-mi permit să o fac. Dacă mi se adresează pentru sfaturi, atunci da, sigur, îi pot da sfaturi și el deja decide ce face cu acest sfat. Eu mă strădui să-i dau exemplu, poate, da? Și el deja decide dacă e bine de urmat sau nu este bine de urmat. Să se orienteze pe propriile dorințe, să se cunoască, să încerce, să nu-i fie frică de schimbări, să se dezvolte, să nu-i fie frică, poate la un moment dat, să o ia de la zero. Pentru că niciodată nu e târziu să iei viața de la zero, chiar niciodată. Nu există vârstă când este târziu să începi viața de la zero. Ai conștientizat că, uite, nu mai poți rămâne în această relație? Am conștientizat că nu iubesc bărbații, nu pot iubi bărbații, nu am... Și da, un timp toată această energie o canalizam în educația copilului și încercam să nu mă gândesc la ce îmi doresc mie. Apoi m-am îndrăgostit, m-am cunoscut pe mine, am înțeles ce vreau, cu cine vreau să fiu. Și atunci am decis că da, trebuie să divorțez, pentru că de altfel nu doar viața mea se va duce pe pustii, dar și viața soțului meu. Nu poți trăi cu o persoană care nu o iubești. Nu poți fi fericită într-așa o relație. Cea mai mare frică era frica de a ieși din zona de confort și de a începe totul de la început. Și asta este o frică normală. Ea trebuie înțeleasă că este normal să ai această frică atunci când începi de la zero, dar această frică nu trebuie să fie ceea ce te oprește și eu sunt foarte fericită că această frică nu m-a oprit atunci, pentru că după divorț am înțeles ce înseamnă să fii fericită. Dacă ai de ales
trăiești viața așa cum doresc alții, fiind nefericită, sau trăiești viața așa cum dorești tu, fiind fericită. Cred că alegerea este evidentă. Soțul meu mi-a zis că în divorț va încerca să ia copilul sub tutela lui. Și eu, iubindu-l atât de mult și ținând atât de mult la el și știind că, deci noi eram și foarte apropiați cu feciorul meu, el avea 11 ani pe atunci. Înțelegeam că el are nevoie de mine, eu am nevoie de el și aceasta era cea mai mare problemă, frică de a-l pierde. Și această luptă a fost lupta cea mai importantă din viața mea, lupta pentru copil, și am câștigat-o. Atunci când ai nevoie de ajutor, ajutorul vine. Și vine exact pentru atâta timp cât ai nevoie. Deci permanent apărea acel om în cele mai complicate momente, apărea acel om de care ai nevoie, cu ajutor, venea cu o mână de ajutor. Și am avut și până acum, le sunt foarte mulțumită acelor persoane care au venit în acel moment și m-au ajutat, chiar poate de întreagăt. Chiar persoane străine care au venit cu un sfat, care au venit cu o informație foarte importantă care mi-a schimbat cursul vieții de atunci. Cea mai mare plăcere o ai atunci când vezi cum se schimbă privirea acestor oameni, de la persoane absolut derutate în persoane încrezute în sine. Și asta doar depinde de încredere. Deci asta nu depinde de ceea ce te înconjoară, depinde doar de ceea ce simți tu pentru tine. Când, fiind derutat, considerând că ești gunoi al societății, și prin asta trec foarte multe persoane gay, de ambele sexe, și femei și bărbați, dar și, evident, și persoanele transexuale. Și când începi să dezvolți acest respect față de tine și această încredere crește, și când omul intră cu ochii în pământ și iese cu capul sus, la figurat, da? Asta este foarte prețios.